Bună ziua, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi voi pregăti micul dejun al campionilor, care se pregătește foarte rapid și este colorat. Și acum, hai să trecem la treabă! Taie ceapa cu bulețe. Încinge o tigaie la foc mediu, toarnă în ea ulei de măsline, adaugă ceapă și condimentează-o cu puțină sare și piper negru. Călește-o 3-4 minute amestecând din când în când. Între timp, taie în 4 sau în 2 buchețelele de broccoli. După care, taie dovlecelul în jumătate pe orizontală și apoi felii, ardei cu bulețe medii, iar roșiile ceri în 4. Adaugă legumele peste ceapa călită și mai condimentează cu puțină sare. Amestecă totul și lasă legumele să se prăjească 2-3 minute. Fă loc pentru ouă și sparge-le printre legume. Condimentează-le cu sare și piper negru, adaugă pe toată suprafața felii de ardei chili, ceea ce este opțional, după care acoperă cu capac și prăjește-le 3-4 minute sau în dependență cum îți plac să fie. Poftă bună! Odată gustat, la sigur o să vă îndrăgostiți de acest mic dejun. Rețeta o găsiți pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!